Deci avem într-adevăr două situații, doar două situații în Biblie legate de Pavel, cu Tit și Timotei. Da. Tit în Galatia, Timotei în Fapte. Și observația pe care a făcut-o tata introductiv este adevărată. Datorită faptului că Pavel a avut în misiunea lui două ținte, întâi evreii, apoi neamurile, apostolul Pavel, din pricina lucrării, ca să închidă gura iudeilor, îl taie pe ăsta împrejur. Căci, bă, dar ăsta e din tată grec, dar mama lui a fost iudaică, vezi, e o problemă, și el, ca să le închidă gura, l-a tăiat împrejur. În Galateni este alt context, nu mai este contextul de slujire, ci este contextul de ce? Despre care e contextul galatenilor? Despre ce se vorbește în epistola către galateni? Toată epistola, despre ce? Legat de mântuire. De mântuire. Când vine vorba de mântuire, Pavel zice, credeți că trebuie să vă tăiesc împrejur ca să fiți mântuiți? Nu tăiere împrejur. Da. Gata, nimic. Anatema, cine adaugă altceva. Deci când vine vorba de lucrare, ca să facă colaborarea cu Tit, cu Timotei, mă scuzați, mai ușoară, între evrei, el fiind deja jumătate evreu, atunci îl taie împrejur. Când vine vorba de Evanghelie și de mântuire, este nici vorbă de așa ceva. Și în Galateni spune foarte clar, specifică de ce el face treaba asta. Zice, din pricina fraților mincinoși, strecurași, între noi, care vor să fure libertatea sau slobozenia noastră în Hristos. De asta zice, nici chiar pe Tit nu l-am tăiat. Da? Deci, nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici măcar o clipă, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Deci când vine vorba de slujire, ca să fie acceptat ca slujitor între evrei, evrei având preconcepția asta și prejudecata asta, el îl taie împrejur. Dar este un caz excepțional, Pavel n-a mai făcut cu nimeni așa. Deci a fost un caz excepțional la începutul lucrării, cât timp lucrează între evrei și apoi nu mai face lucrul ăsta. Când însă evrei vin și spun, dar trebuie să vă tăiați împrejur ca să fiți mântuiți, el spune atunci anatemă. Deci apostolul Pavel nu spune, băi, dacă ești jumate evreu, taie-te totuși împrejur. El nu de asta îl taie împrejur. El îl taie împrejur din pricina slujirii. Da. Că avem în primele versete, avem descrise o... Deci tot pasajul ăsta, zic până la versetul 10, sunt mai multe aspecte despre lucrarea lui Pavel. Una, vizând cooptarea lui Timotei, deci ce lucrătorii și lua Timotei, că știți că pasajul antecedent arată despărțirea lui de Barnaba, da? Bun, și el arată că își cooptează pe altcineva, da? După aceea vorbește despre faptul că exista o legătură între lucrarea de misiune a lui Pavel și hotărârea de la Ierusalim, ca asta spune versetul 4, după aia că există o creștere a bisericii, după aia că Pavel în lucrarea lui era călăuzit de Duhul Sfânt. Deci sunt mai multe aspecte ale lucrării de misiune ale lui Pavel și el începe cu cooptarea lui Timotei. Da? Deci e foarte clar că e un context de slujire, că apostolul Pavel nicăieri în toată Biblia nu spune că recomanda evreilor să se taie în continuare împrejur sau celor care jumătate evrei să se taie în continuare împrejur. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Că dacă ar fi fost așa, înseamnă că evreilor în continuare le recomanda să țină sabatul, le recomanda să se ducă la sinagogă și așa mai departe. Nici vorbă de așa ceva. Pe cei ce credeau evrei sau neamuri, Pavel îi punea deoparte și formau adunări locale, conduse de prezbiteri și așa mai departe. Deci acesta este motivul. Motivul este unul de slujire, da? Ca să-l facă mai acceptat. Și spune foarte clar textul ăsta. Spune foarte clar. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că și toți știau că tatălui era grec. Ca să-l facă ușor de acceptat ca slujitor pe Timotei, îl taie împrejur. Asta e una, dar ce e important aici e faptul că spune aici că acolo era un ucenic. Deci el era deja ucenic, fiul unei iudeice credincioase. De tatăl lui nu spune că era credincios, spune numai că era grec, spune originea lui sau etnia lui. Dar spune că mama lui era credincioasă și în epistole vedem că Pavel o recomandă pe mama lui și pe bunica lui, femei credincioase care au transmis, să zic, învățătura corectă, chiar a Vechiului Testament, că ăștia nu aveau Noul Testament, fiului lor, care el a devenit între timp un credincios, un creștin, dacă era ucenic, pentru că spune versetul 2 că frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Da? Și se spune în Noul Testament că prezbiterul trebuie să aibă mărturie bună din partea celor de afară. Și aici frații sunt frații credincioși, nu frații iudei. Pentru că Pavel, am citit în capitolul 14, am studiat, da? Acolo a vestit Evanghelia, erau deja oameni credincioși, erau deja adunări și el a ajuns în adunarea asta Timotei și frații îl vorbeau de bine, da? Și referitor, da, că în același context, spune, pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârea apostolilor
și prezbiterilor din Ierusalim. Adică versetul anterior spune că l-a tăiat împrejur și după aia spune că îi învăța pe ăștia să țină hotărârile prezbiterilor. Evident, pentru că ăsta a fost un caz excepțional. Pavel n-a călcat hotărârile, ci învăța în fiecare biserică aceste hotărâri ale apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim.